Medicina veterinară a apărut odată cu creșterea animalelor în perioada de început a societății omenești. Sute de ani nu a existat o diferențiere între măiestria tămăduirii bolilor la om și necuvântătoare. Mult mai târziu, cele două domenii s-au despărțit. Prima școală veterinară din lume a luat ființă la Lyon, în 1762. Prima facultate de profil din Balcani a fost inaugurată la București în secolul XIX. Astăzi, școala românească formează specialiști recunoscuți la nivel internațional care scriu povești de succes acasă. După terminarea facultății de medicină veterinară în 1994, doctorul Constantin Mihailă și-a început activitatea la circumscripția sanitar-veterinară din Băcia, județul Hunedoara. Timp de 3 ani a acumulat experiență, fapt ce l-a determinat să pornească pe propriul drum. Alături de soția sa, economist, înființează MCM Sanit Farm Vet, un cabinet și o farmacie. Lucrurile au evoluat frumos, 5 ani mai târziu, cei doi construind un depozit și o rețea de cabinete și farmacii veterinare, prin care se face și în prezent vânzarea și distribuția medicamentelor de uz veterinar în județele Alba și Hunedoara. Pe o piață deficitară în ceea ce privește serviciile medicale integrate, investitorii români accesează credite bancare și cu resurse financiare proprii, încep în 2007 lucrările la Andivet, un spital veterinar la standarde internaționale, construit de la firul ierbii în Deva. Pacienții sunt aduși de stăpâni sau cu ambulanța din dotare echipată corespunzător. Animalele beneficiază de servicii medicale complete, de la consultații, analize, tratamente, chirurgie și internare postoperatorie, până la cosmetică veterinară și pensiune canină și felină. Spitalul dispune de o recepție modernă, cabinete dotate cu aparatură de ultimă generație, laboratoare. Fluxul de lucru este asemănător sistemului sanitar destinat oamenilor. Animalele pot fi internate și tratate în staționarul din dotare. Au cuști individuale și, în funcție de afecțiune, primesc terapia potrivită, un regim alimentar, dar și un program de vizită în care stăpânii pot să se joace cu ele sau să le hrănească. Din 2011, spitalul oferă cazare, hrănire și plimbare pentru câini și pisici. Există 2 spații asemenea unor locuințe cu deschidere către o curte exterioară. Pentru a avea acces, animalele sunt examinate clinic gratuit de către un medic. Specialiștii angajați lucrează non-stop, astfel reușesc să răspundă oricăror urgențe. Echipa este tânără, formată din 8 medici veterinari și 8 asistenți, toți pregătiți atât în țară cât și în străinătate. Pe lângă canine, feline, păsări sau reptile, la Andivet au fost tratate de-a lungul timpului și animale sălbatice sau exotice. Din pasiune pentru meserie și dragoste pentru necuvântătoare, proiectele sociale ale spitalului includ asigurarea de asistență veterinară pentru rezervația de zimbri de la Hațeg, colaborarea cu adăpostul de câini comunitar de la Santuhalm alături de Asociația Canis și parteneriate cu școlile generale din Deva pentru cursuri de informare privind protecția animalelor și a mediului.